astăzi o să avem o discuție puțin mai tehnică, pentru că l-avem ca invitat pe domnul Matescu. Domnul Matescu conduce o revistă B2B, revista Electricianul, care sigur se adresează nu publicului, ci specialiștilor pe domeniul electric. Dânsul este electrician, revista e foarte bună, dar după părerea mea se pot găsi lucruri foarte interesante pentru oamenii obișnuiți și cei care își construiesc o casă, sunt informații interesante sau își renovează casa sau doar își amenajează casa. O primă discuție care vreau să o avem este pe partea de instalații electrice. Se știe că incendiile sunt o mare problemă peste tot. Și cred eu, sau din câte știu, partea de instalații electrice e cu probleme. Și au apărut în ultimul timp multe noutăți, multe inovații, de exemplu la cabluri. Poate ne spui câte ceva și ne dai niște niște sfaturi, niște recomandări pentru cei care vor să-și amenajeze, să-și reamenajeze o casă sau să-și construiască una nouă, vis-a-vis de această, cum ar fi mai bună protecția la incendii? Da. Într-adevăr, studiile arată că instalațiile electrice sunt responsabile pentru un procent important din incendii. Sunt o cauză majoră. Mi-aduc aminte de un studiu mai vechi al celor de la IGSU, se vorbea de un 20 și ceva, peste 20%, ceea ce este foarte mult. Deci, adică cauzele, cauzele de natură electrică din totalul incendiilor reprezintă undeva la 20-25%. Au ca și cauză instalațiile. Pur și simplu defecte de natură electrică. Ceea ce ar trebui să ne facă să avem o atenție mult mai mare, să acordăm atenție mult mai mare instalațiilor electrice. Din nefericire, mi-aduc aminte de o observație de teribil bun simț a unui mare specialist în electrice, profesorul Mira, care este autorul normativului din I7, care este legea domeniului. De instalații. Da, profesorul Mira spunea de în casele noastre verificăm totul, și instalații de gaze, și cele de apă, și cele de canalizare, în mod regulat. Instalația electrică nu o verifică nimeni. S-a pus în operă și rămâne acolo pe viață. Și această observație de bun simț m-a făcut pe mine și pe alții să ne... Au fost niște tentative de a impune undeva niște verificări ale instalațiilor electrice la timp, măcar la 2 ani. Din păcate, lucrurile s-au liniștit, nimeni nu face nicio verificare. Cu alte cuvinte, așa cum ți-ai făcut instalația, așa... Deci rămâne ca rămâne pe viață. Seama proprietarului să se, să fie conștient și să... Categoric. Deși legea legea construcției, versiunea recente, aruncă multă răspundere, au o răspundere sporită pentru proiectant, pentru executant. Părerea mea și eu părerea de bun simț este că totuși cel care exploatează instalația electrică, proprietarul sau eventual chiriașul, este totuși responsabil în cea mai mare măsură de eventualele defecte. Vreau să vă spun că de foarte multe ori și de pe bună de toate și proiectanții și executanții, în cazul unor instalații care se defectează, iau foc în cazul cel mai grave, acuză exploatarea proastă. Da, deci, se produc scurt circuite, în principal, din cauza suprasarcinilor, nu? Da, se produce arc electric. Instalațiile sunt dimensionate pentru anumite condiții de exploatare, pentru anumite valori ale parametrilor. Adică ai o priză. O priză este dimensionată pentru, nu știu, 20 și ceva de amperi sau, da, 3 kW jumate. Nu poți să faci aceasta. O consfătuire legată de incendii
spunea că, în special la mașinile de spălat care dezvoltă o putere mare, acolo sunt majoritatea incendii. Și da și nu. Există foarte mulți consumatori casnici, care în momentul de față depășesc sau sunt la limită în ceea ce privește consumul cu puterea pe care ți-o oferă o priză. Puterea maximă pe care poți să o vehiculezi într-o priză. Un aparat care e condiționat. Sunt splitul astea care au și 3 kW. O mașină spălat. Boilerele electrice. Toate aceste echipamente practic necesită circuite separate, o să vă spună un proiectant, îți fac circuit separat pentru echipamentul cu tare. Da, dar și dacă este circuit separat, trebuie să ai grijă de în permanență. Un consumator mare reprezintă un potențial pericol, dar un trebuie să fie subiectul atenției noastre permanente. Nu lași un boiler în priză și folosești 5-6 ore în ideea că sau mai aerul condiționat, în ideea că nimic nu se va întâmpla. Este foarte posibil. Scoate mai aerul condiționat din priză? Nu, dar trebuie să vezi, s-a încălzit priza, poate să verifici. În primul rând că prizele, cum spuneam, sunt la limit. Dacă spui un aparat de aer condiționat care depășește prin consum ceea ce îți oferă priza, automat te expui unui risc. Trebuie să faci un circuit separat. Bă, da, ca trebuie și să verifici declanșarea întrebătorilor. Ca și un utilizator obișnuit. Nu ne apucăm să facem noi calcule și așa mai departe. Da, dar nu respectăm ceea ce ni se spune de către proiectant, executant, de către fișa tehnică a instalației. Orice priză ar trebui să scrie puterea maximă pe care o suportă acea priză. De acord, de exemplu, închiriași. Nu ne interesează, 230 de ori știm toți că sunt. Dar puterea maximă ar fi specificată. Abatare, adică cine zice și vor. Eu nu cred că foarte mulți proprietari nici nu au aceste detalii. Mai mult decât atât. În timp, instalații electrice suferă de un proces de îmbătrânire. De uzură, da. De uzură, aici vreau să ajungem să ne dai câteva idei. Ce se poate face? Ce stă la îndemâna unui proprietar obișnuit? Ce spuneam că proprietar obișnuit, verificarea periodică. E un prim pas. Să chem un specialist să-ți verifice în mod regulat. Nu la 2 ani, prea la 6 luni, la un an. Să se uite, să vadă în ce stare sunt prizele tale, în ce stare este tabloul de distribuție. Că, din nefericire, conductorii nu prea ai cum să-i faci, să-i vezi. Din nefericire, și ei pot să fie la rândul lor deteriorați, să fie alterați, să provoace un scurt circuit, un arc electric mascat, ceea ce este cel mai grav. Da. Cel mai grav este defectul care nu se vede, este cel invizibil în traseele îngropate. Ca specialist, problema schimbării cablurilor, cam la cât crezi că ar trebui făcută? Cam la cât timp? La ce perioadă? Ce să vă zic? Nu aș recomanda o perioadă. Am văzut case cu instalații vechi, da, pe cuplu, care au ani de zile, zeci, da? Și instalații sunt în perfectă stare de funcționare, pentru că a fost bine lucrată instalația. Aici un element foarte important. Calitatea manoperei la o instalație electrică este poate mai importantă decât calitatea materialului. Sau la fel de importantă ca și calitatea materialului folosit. Dacă un electrician se implică și face lucruri de bună calitate, nu, deci toate circuitele sunt racordate astfel încât să nu apară pene de contact, poți să fii sigur că nu o să ai probleme o bună bucată de vreme. Dar, cum spuneam, verificarea este sfântă. Orice defect trebuie să-ți depisteze o verificare periodică. Da. Totuși, referitor la materiale, special la conductorii, că au apărut tehnologii noi, poate ne spui câteva. De exemplu, cineva vrea să-și facă o casă și sigur că constructorul sau, mă rog, instalatorul poate să spună, dom'le, uite, eu spun chestia asta care merge foarte bine, am făcut-o de nu știu că, dar e o chestie veche, au apărut și altele noi. Poate ne spui niște noutăți
legate de acest aspect. Să zic așa, noutățile care au apărut în ultimii ani țin de dispozitive de protecție, așa este întrerupătoare automate. Siguranța automată, dar e total incorrect. Întrerupătoare automate din ultimii ani au devenit foarte inteligente și tind să acopere toată gama de defecte. Cele mai evoluate întrerupătoare automate, cele care au numai protecție diferențială, dar au și protecție la arc electric, în principiu sunt capabile să depisteze cam toate cele mai complexe tipuri de defecte. Defectul de arc electric pe care altfel n-ai cum să-l depistezi. Deci, un prim element este pe care poți să-l iei în calcul este schimbarea tabloului de distribuție și echiparea lui cu întreruptoare cât mai sofisticată. Și de bună calitate și un tablou electric făcându-l și de la recomandarea unui specialist, după proiectul unui specialist, care să analizeze circuitele, tipurile de pericole care... Deci dacă tu ai un boiler aici, cu siguranță că acel boiler va... Deci merită și un circuit separat, dar merită și o protecție diferențială. Poate ne spui ce e da. Cu această protecție diferențială. Da, deci protecția diferențială este introdusă în normativă românești de 10-15 ani, în afară se folosește de mai multă vreme, este cea care încearcă să elimine așa zis, curenți reziduali de scurgere. Practic, atunci când ai un echipament care nu are izolația perfectă, curentul, tensiunea de alimentare, cea de fază, tinde să se scurgă pe alte căi decât prin conductorul de nul, să se întoarcă la tabloul de distribuție. Această scurgere, defect de scurgere, este depistat de acest dispozitiv de protecție diferențială. Acest întrerupător vede că acel curent care pleacă la consumator nu se mai întoarce, ci o ia până altă parte. Doamne ferește, electrocutează pe cineva. De asta, protecția diferențială se zice că a salvat foarte multe vieți. Pentru că a evitat, în primul rând, scurgicuitarea oamenilor. Oamenii care puneau deci, mâna pe ce să-i spunem celui care se ocupă cu proiectarea? Domne, puneți-mi o protecție diferențială. Există în lege acum, casele noi toate au protecție diferențială și la casele vechi care se reabilitează, cred că este obligatoriu și aici să pui așa ceva, să pui. Problema legată de protecția diferențială, sau există o problemă legată de protecția diferențială folosită în România? În România se folosește protecție care în Occident nu se mai folosește. Protecția diferențială tip AC, care nu protejează toate tipul de curenți. E o discuție... Că e învechită, da, că e depășită. Sunt protecții, sunt mai ieftine. Deci, întrerupătoarele diferențiale tipul AC sunt mai ieftine și bineînțeles că în România, unde elementul de preț contează foarte mult. Mult, da. Electricienii s-au învățat să recomandă protecție diferențială tip AC, care nu este cea mai performantă. Nu asigură protecția toate tipurile de defect. Mă rog, deci ideea că protecția diferențială, pe lângă protecție uzuale, cea la scurt circuit și cea la suprasarcină, trebuie să fie inclusă în tabloul de distribuție. Este un must. Vis-a-vis de conductori, ce poți să ne spui? Ce noutăți? Vis-a-vis de conductori, pe piață au apărut conductorii halogen free și conductorii fire resistant. Ei sunt mai puțin folosiți în domeniul rezidențial pentru că sunt destul de scumpi, dar toate circuitele dintr-o casă e greu să le faci din cabluri fire resistant, cele care nu iau foc, dar ar fi de dorit. Practic, se întâmplă următorul lucru. Izolația cablurilor din PVC îmbătrânește. Este un proces liniar, depistat de zeci de ani, cunoscut. Este un fenomen de similar oboselii metalului, îmbătrânirea izolației a PVC-ului din izolația cablurilor. Îmbătrânirea duce la microfisturi, microcrack-uri. Un cablu îmbătrânit este un cablu prin care se scurg curenți, care este permanent amenințat, o permanentă amenințare pentru utilizator, în sensul că se pot declanșa arcuri electrice sau arce electrice și incendii. Deci, în primul rând, trebuie schimbat cablu. Un cablu vechi trebuie schimbat. Dacă ai bani să pui și un cablu
din categoria asta superioară, e perfect. Dar temperatura ridicată, gândiți-vă că un circuit, să zicem, un consumator mare, a avut tot timpul cablul la o anumită temperatură. Cablul s-a copt, cum spunem noi. De foarte multe ori când avem, când desfacem o priză, vedem că undeva în apropiarea priză, unde a fost terminatul mare, cablul este deja negru. Aceste procese automat alterează siguranța întregii instalații. Deci cablul trebuie schimbat în mod, să zic așa, nu constant, nu regulat, dar trebuie schimbat, cablul vechi trebuie schimbat. Când ai o instalație veche... Cât apreciezi că ar fi această... Da, e o discuție și aici. Sigur că, așa cum ai spus, depinde de utilizarea lui, de cum... E o discuție... Până în anii 80, în România se introducese pe scară largă aluminiu. Deci dacă vorbim de cablul de aluminiu, de instalații făcute cu cablul de aluminiu, cred că tot ce este din aluminiu trebuie înlocuit. Aluminiu și are și performanțe mai slabe în ceea ce privește conductivitatea decât cupru. Deci automat instalații de aluminiu trebuie schimbate atunci când te apuci de construcția unei case, nici măcar nu trebuie să mai... de reconstrucția unei case, nu mai îți dă o casă nouă, nici măcar nu mai trebuie să mai gândești la aluminiu. Trebuie schimbat. Aluminiu are utilizările lui, cablurile de înaltă, mă rog, deja lucrurile s-au lămurit. În instalațiile de joasă, rezidențial, cuprul este rege, cablul de cupru masiv. Nu cel de filar, multifilar, lițat, cablul de cupru masiv. O instalație de bună calitate făcută de un meșter, zic că rezolvă 90% din probleme. Restul problemele, s-am spus, le rezolvă protecția de la tabloul de distribuție, utilizarea adecvată, greșesc, utilizarea adecvată este mai importantă decât orice altceva. Dacă noi nu vom băga în priză tot felul de dispozitive și nu vom depăși parametrii instalației, lucrurile vor merge așa, instalația va fi în regulă foarte multă vreme. Avem exemple de instalații din anii interbelici care au mers făcute pe cupru. Și aparatajul este un lucru foarte important. Aparatajul electric modern pe care îl găsim în România, totuși este un aparataj de bună calitate. Nu mă refer la ce se ia de la colțul străzii, de la Dughene. Aparatajul care se găsește în magazine este un aparataj corect, să zic așa, produs, respectă specificații fabricație, normele europene sunt foarte stricte în aspectul ăsta. Deci nu trebuie să evităm să schimbăm aparatajul electric, toate prize, toate întrebătoarele, să zicem, dumne, era mai bun elea. N-ai cum să ai o priză sau un întrebător mai bun decât cele pe care produc niște lideri de piață. Din fericire, în România sunt toți producătorii mari de aparataj sunt prezenți și poți să-ți alegi produse de bună calitate. Hai ce să... Îi mulțumim domnului Mihai Mateescu și eu zic că cea mai importantă concluzie este să vă verificați instalația electrică. E un lucru care nu trebuie uitat. Și să o folosiți în mod adecvat, judicios. Știind ce performanțe are acea instalație, ce parametri are. În regulă, mulțumim. Mulțumesc.